O altă introducere dincolo de cuvintele pe care le-am auzit cântate de copiii noștri și dacă am lăsat mintea noastră să zăbovească o clipă asupra uh, conținutului și înțelesului acestor cuvinte, probabil că nu ne-ar ajunge viața întreagă să medităm asupra lor. Cuvintele mei, este o întrebare care plutește în aer, aceea care a venit la noi prin magi, și care a întrebat unde este Împăratul de curând născut? Adică se referea la Întruparea Mântuitorului, se referea la Betlehem, unde este acest Împărat? Și această întrebare nu este adresată doar lui Rod, e adresată mie, ție, fiecăruia dintre noi și fiecare este chemat să dea un răspuns. Unde este în viața ta? împăratul de curând născut. În textele care au fost adesea citate, găsim o clasă de oameni care erau de serviciu. Nu toți păstorii stăteau treji toată noaptea și păzeau. Unii dormeau, se odihneau pentru mâine, alții păzeau și făceau cu schimbul. Știm noi, frații de la armată, cum era cu plantoanele, nu? Da, și toată lumea ar fi vrut să aibă planton schimbul 1, că era un pic mai devreme. Schimbul doi, cel mai amărât dintre toate și trei, tot așa. Dar ei au fost străjeri de noapte, în noaptea aceea. Și cuvântul de astăzi se adresează întâi și întâi celor care sunt chemați să străjuiască noapte. Sunt destui oameni în noaptea vieții, sunt destule popoare în noaptea vieții. Sunt destui pe pământul acesta care nu văd nicio lumină, nu văd încotro să apuce. În mijlocul acestui întuneric, deodată, scrie versetul 9 din Luca 2, deodată un înger al Domnului s-a arătat lor și în întunericul acela a strălucit lumina aceasta. Ceea ce scrie profetul Isaia Arată că, de fapt, nu este doar la nivelul unui individ sau unei țări sau unei familii, ci a lumii întregi, întuneric mare, acoperă pământul. Negură mare, popoarele. Dar peste tine răsare Domnul. Și slava lui se arată peste tine în noaptea aceasta, în întunericul acesta groaznic. Dumnezeu este lumina care strălucește în întunericul acesta. Și nu am fost chemați la o credință absurdă de tipul celui despre care vorbea Badru Coritoric, crede și nu cerceta. Nu. No. Îngerii au spus, nu este aceasta o credință după voia lui Dumnezeu, nu este aceasta adevărată credință. Iată semnul. Există o evidență, există o dovadă. Iată semnul. Și atunci le-a dat câteva uh, detalii specific. Veți găsi copilul, îl veți găsi în iesle, îl veți găsi înfășat, nu dezbrăcat, nu, nu în casă, îl veți găsi acolo. Ei au mers acolo și au găsit toate lucrurile așa cum li s-a spus. Aceasta este adevărata credință. Nu aceea care refuză dovada. Iată semnul și noi trebuie să privim în propria noastră viață și să ne întrebăm întotdeauna: Care este semnul că am crezut acest lucru? Care este semnul că m-am întors la Dumnezeu? Care este semnul că am primit acest lucru? Este un semn. Nu este o părere, nu este o opinie. Este un semn clar. Și semnul pe care l-au dat îngerii pentru omenirea întreagă, pentru tot Pământul acoperit de întuneric. Este un semn atât de greu, de împlinit, este un semn controversat, bătut astăzi, cum nu se poate, se luptă teribil împotriva acestui semn. Iată semnul că pământul nostru a primit mesajul extraterestru pe care de mult îl aștepta, venit din ceruri de la Dumnezeu. Va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Semnul că într-adevăr, am primit în viața și ființa noastră vestea bună a Mântuitorului nostru, este bucuria sufletului. Dacă acest lucru nu este, nimic nu este. Dacă acest lucru nu lipsește, e un motiv de îngrijorare. De ce este viața mea supărată? De ce este irod încruntat? De ce tot Ierusalimul intră în vibrație aceasta negativă, sinucigașă cu irod? De ce? De ce? De ce? Înger a spus, aceasta se va cunoaște, după următorul semn, va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Peste 2 miliarde 50 de milioane de oameni sunt plini de bucurie în timpul acesta pe pământ. Pentru să criticați unii, că nu știu ce sărbătoresc, că așa o fi. Dar nu uitați un singur lucru, Bucuria pe care o trăiesc oamenii în vremea aceasta, și care nu se oprește doar la frontierele Bisericii Creștine, ci merge în lume, bucuria aceasta e inexplicabilă, dar ce mare lucru ai, pentru ce te bucuri, nu știu, dar eu îți spun ce simt. Acest lucru este un semn al prezenței lui Dumnezeu. Vă amintiți care a fost unul dintre semnele pe care Pavel Apostol le-a indicat locuitorilor din insula Malta? Trebuia să vă gândiți, le spune Pavel. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie între voi. Va da vremuri roditoare, băi, foarte bine. Uite, am pus uh, vorba ungurilor prin anii 56, am pus uh, uh, îngrășăminte și tractoare, și fără Dumnezeu, și fără rugăciuni, uite ce s-a făcut pe câmp, aici au zis ei a pus. Dar placa a rămas anul următor acolo, aceasta, unde a fost o secetă groaznică, pământul era un deșert și scria acolo tot, fără rugăciuni și fără Dumnezeu, scriau ei, uite ce recoltă. Aceiași oameni. Îi întrebă în insula Malta, când ați avut timpul roditoare, nu v-ați întrebat de ce? Cum? Doi. Dumnezeu va a umplut sufletele de bucurie. De unde vine așa ceva? A fi o mare bucurie pentru tot norodul. Iată semnul. Aceasta e ceea ce l-a mânia teribil pe irod, pentru că oamenii aceștia radiau de fericire când au întrebat: Se întâmplă ceva în sufletul lor? Aceasta l-a tulburat teribil. Bucuria a fost întotdeauna teribil de urâtă diavolului și oamenilor lui. Ei nu suportă așa ceva. Citeam într-o carte, sunt unii oameni care cred că o față veselă este un păcat. Așa cred dumnealor, sunt oameni întunecați la suflet. Și azi dimineață vorbeam cu uh, Gabriela Băjenaru, mi-a spus că a văzut ieri o emisiune în care cineva a spus în emisiunea aceea nu poți să fii evlavios și fericit în același timp, n-ai cum. Ori ești evlavios și nenorocit, ori ești fericit și nu ești evlavios atunci. Așa a răspuns cel care era acolo. Iubiții mei, noi nu slujim un Dumnezeu nefericit. Am învățat azi dimineață împreună aici la studiu biblic faptul că toate lucrurile depind de ceea ce gândim în mintea noastră cu privire la Dumnezeu. Cine îl vede pe Dumnezeu ca un întunecat, întunecat va fi toată viața lui. Cine îl vede pe Dumnezeu ca un neiertător nu va avea putere să ierte niciodată. Cine îl vede pe Dumnezeu ca un nefericit îi va ploua în casă până la moarte. Toate vin de acolo. Dar ce frumos scrie Pavel apostolul cuvintele pe care le adresează el nouă tuturor numiți creștini astăzi. Potrivit cu Evanghelia Slavei Fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Noi slujim un Dumnezeu fericit. Și chipul întunecat al creștinului este o mărturie împotriva lui Dumnezeu, este o deformare. Atacul sau nașterea păcatului a venit pe aripa dezinformării cu privire la Dumnezeu. Același lucru se întâmplă astăzi un chip străin de Dumnezeu, întunecat, depărtat, rece. Acest chip a produs o sămânță de oameni și nașterea Mântuitorului nostru, întruparea, Betleemul, este atacat atât din lăuntru bisericii, cât și din afara ei de politică. Ați observat că a fost o perioadă aici în America în care nu mai puteai să zici cuvântul acesta rău care amintea de cineva. Ei n aveau nimic cu cuvântul acesta, dar aveau ceva cu cineva. Și atunci nu mai poți să zici cuvântul acesta. Scoateți cuvântul acesta uh, legat de întruparea lui Isus, legat de Betleem. scoateți din școală, din spații publice, din piețe, puneți idol, puneți orice fel de desfrâu de nenorocere. Și ați observat, există o relație direct proporțională între negarea sau călcarea în picioare a întrupării Domnului Isus Hristos și creșterea imoralității pe pământ. Pe măsură ce oamenii neagă întruparea Mântuitorului, în aceeași măsură crește fără de legea cumplită, în așa fel încât, dacă astăzi s-ar lua unul dintre ziare sau dintre programele de televiziune și ar fi fost date în timp înapoi unui locuitor, să zicem, 100 de ani să fi văzut ce se vede astăzi în lume, a fost vremuri când oamenii erau condamnați, pur și simplu. A fost, au fost vremuri când n-au putut concepe că așa ceva se va întâmpla. Dar există o strategie satanică. Și anume, ați observat că primul lucru pe care îl bat jocoresc cu oamenii este Creatorul. Dumnezeu Creator. Nu a creat nimeni. Ce gen e asta? de treabă. Nu a creat nimeni. Uite, îți creez eu acum cu mintea mea un model. Închină-te mie. Atunci s-a creat un model. Bazjocorirea Creatorului a condus la badjocorile întregului plan de mântuire a lui Dumnezeu. Nimic nu mai stă în picioare în momentul în care genesa este jocorită. Același lucru se întâmplă cu privire la credința în Domnul nostru Isus Hristos. Când întruparea lui Isus este badjocorită, când este prigonită de acești rodieni, se numesc atât din biserică și din afara ei, din politică, acești irodieni bat jocurind într-o lui Isus, ei compromit întregul plan de mântuire. Toată Evanghelia este privită ca o simplă poveste de prost gust, În momentul în care cineva bat întruparea într-o lui Isus. Dar străjerii din noapte care păzeau turmele lor au avut surpriza surprizelor. Și aceeași surpriză așteaptă pe fiecare dintre noi în măsura în care inima noastră este deschisă și caută pe Dumnezeu. Aceeași surpriză ne așteaptă. Pământul nostru întreg va fi luminat așa cum scrie cartea Apocalipsei, capitolul 18. Am văzut un înger care s-a coborât de la Dumnezeu și tot pământul s-a luminat de slava lui. Și lumina aceasta nu este vreo teorie sau vreo într-un sistem filozofic, nici atât. Este adevărul despre bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta va produce fericire în sufletele oamenilor. Și de ce este diavolul atât de mult pornit împotriva bucuriei sufletului? pe un om, un om când este bucuros, iartă. Când este bucuros, nu știe unde să verse iertarea și bucuria lui și se îndreaptă spre Dumnezeu și slăvește pe Dumnezeu. Și acolo, în cântecul acesta al îngerilor găsim cheia păcii lumii. Pacea lumii. Oh, asta este o chimeră. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Nu, uite, cartea profetului Zaharia, așa cum a citit de aici, capitolul 1, versetul 1, spune ce spune, am cutrerat tot pământul și pământul este în pace. Nu se poate așa ceva. N-a fost niciodată o vreme în care să fie pace chiar pe tot pământul. Este Oriunde inimile se întorc spre Dumnezeu, imediat se așează pacea între oameni. E de neconceput altceva. Și ce frumos a cântat corul acesta extraterestru, care după aceea s-a întors în ceruri. Acolo s-a dovedit ceva de neimaginat pentru noi. Unul singur a vorbit așa cum vorbesc toți și toți au vorbit așa cum a vorbit unul. Să aveți aceeași gândire aceeași simțire, aceeași trăire, unirea Duhului prin legătura păcii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este cheia. Care cheia păcii lumii, Națiunile Unite? Păi observați ce s a bătut săracii până când au reușit să voteze, să dea apă unor oameni care... Uitați-vă ce este acolo. Uitați-vă ce bătaie este acolo între oameni numiți luminați ca să recunoști faptul că a omorât pe cineva, a năvălit peste cineva, este crimă. E foarte greu de spus lucrul acesta într-o vreme ca aceasta. Adevărul lui Dumnezeu nu este totdeauna plăcut și nu este comod în niciun domeniu. Și este greu să cauți adevărul sau să spui adevărul, spune Solzhenitsyn, când salariul tău depinde de a nu spune adevărul și de a nu primi adevărul. E foarte greu să faci lucrul acesta. Dar noi nu vorbim aici de lucrurile acestea trecătoare, ci vorbim de bucuria aceea care a umplut sufletele lor. Dar bine, cum rămâne cu fratele nostru care este în spital, cu coastele rupte, zdrobit, a fost operat, a fost chinuit, a făcut primii pași, s-a bucurat de ei. Cum rămâne cu omul acesta? Ne bucurăm și în necazurile noastre, pentru că cu dânsul, cu dânsul am comunicat și am scris: Uite făgăduința lui Dumnezeu, îți voi da ca pradă de război viața ta. Câtă lume ar fi dorit acum să aibă pe cel iubit cu coastele rupte, cu titan pus aici, dar în viață. Cât ar fi dorit ei? Este, este de neprețuit. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Știm că prin ele Dumnezeu va aduce în viața noastră răbdare. Și un caracter, și un chip, și o viață care va vorbi bine despre Dumnezeu. Oh, nu, nu, nu. ăsteia sunt păgâne. Uh, sunt de la păgâne. Cel mai important, de pe ce dată a fost? Știți cumva n-a fost pe data asta? Subiectul este data. Acesta e subiectul. Pe ce dată a fost? Pe ce dată a murit Moise? Pe ce dată, cine știe unde e mormântul lui? Pe ce dată s-a întâmplat treaba aceasta? Ah, nu știți? Și totuși, ja. da. Bun. Iubiții mei, planul lui Dumnezeu este cu totul altul. Când a auzit Isus vorbe de astea, că bradui de la păgâni, că ziua aia este ziua lui Saturn, a lui Tatăl Mare și așa mai departe, când a auzit Isus așa ceva, le-a zis fățarnicilor. Ați luat de la păgâni răutatea, ura, crima, vărsarea de sânge, bârfa, toate le-ați luat de la păgâni, le-ați adoptat. O, oh, dar să nu luăm bradul, <laughs> să nu luăm bradul, că e de la păgâni. Nu, bradul e din pădure, nu e de la păgâni. Ei n-au fabricat brazi. No, nu, e din pădure. Dar spune Mântuitorul că aceste lucruri, păcatele grele, grave, ale firescului, pământescului, drăcescului în oameni, sunt prezente astăzi în vieții oameni și se plimbă nemustrate prin biserică, în timp ce oamenii sunt foarte atenți că a frecat unul, două spice sâmbătă. Ai văzut? Se poate așa crimă să frești spice sâmbătă. Dar voi să vă strângeți și să plănuiți, să ucideți, să omorâți, să vărsați sângele celui care n-a făcut rău niciodată, nici în gândul lui. Dar a plănuit moartea lui, cum stăm cu te. spicele să fim atenți, restul lucrurilor le vede Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi. Iubiții mei, este o vreme de cercetare a sufletului nostru și să luăm la inima aceasta. Nu ne sunt date nenumărate ocazii, ele vin și trec. Fie că vor fi folosite, fie că nu. Este prilejul nostru de a cerceta sufletul nostru în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Oh, m-au că dați dar, dar cu daruri, unii în alții miliarde în America cu daruri. Păi da, doamnă, dar zic că cine a început, domne, cu treaba asta, cu darurile? Nu știe. Și hai că vă spun eu. Dumnezeu e primul care a făcut un dar de nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Și ce dar! și ce dar! Chiar darul știa despre sine că este dar. Din a stat de vorbă cu femeia ca la fântână și a spus, dacă ai cunoaște tu, darul lui Dumnezeu. Tu nu vrei să primești în sufletul tău darul lui Dumnezeu, nu îți trebuie așa ceva, stai, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Dar te ocupi de daruri. Unde este locul în inima ta pentru darul lui Dumnezeu. Întrebarea lui, făgăduința lui și în același timp avertizarea lui. Dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice să să beau. Mulțumim din suflet, Doamne, pentru darul acesta. sufletul nostru este copleșit în fața bunătății tale. Că El niciodată să nu plece din ființa noastră, din familia noastră și din casa ta. O, Doamne, ca această bucurie care este un început și pacea aceasta să nu se sfârșească niciodată, ci să crească în veșnicie. ca așa ne-a învățat în cuvântul tău. Amin.